Salut și bine am găsit, bă, fraților, eu sunt Andrei, bă, și azi când eram pe Free Fire, bine, acum când am intrat, am observat că s-a băgat aici un nou game mod de a juca. Ok, bă, aparent e o nouă mapă, nu știu ce, cum și unde, habar n-am, aparent vă cam și volumul dat tare. Și da, azi nu mai filmez cu căștile, o să filmez cu microfonul telefonului și nu știu ce, să văd că sunt decât 20 de playeri, dar eu nu știu ce trebuie să fac. E game mode ca să joci. Cred că ne pune să ne jucăm aici, în spațiul ăsta. Ok, cred că m-am prins. Cred că suntem 20 de playeri și trebuie să ne bătem toți aici, în spațiul ăsta. Mamă, unde am sărit și eu? Aici unde am sărit eu, e ca și cum primul care are armă câștigă, că altfel n-ai cum, frate. Dacă n-ai armă, ești rip. Și nu văd acolo ceva. O să vreau să am asta în mână ca să fug mai rapid. Știu și eu. Și da, apăsați și pe butonul de like. Știu că n-am mai pus de 2 zile, dar na. N-ai că să fug. Bă, văd că aparent nu-mi laghează. L-am dat pe ultra. Fac, bă. E cam greu. Dacă nu prinzi armă de la bun început, e cam greu. Ok, bă, runda 2. Hai să vedem de data asta. Hai că tot acolo să mă duc, adică, na, toți aici o să mergem cu toții, dar e o idee proastă pentru că aici o să sară foarte mulți, după cât te vedeți și voi, au sărit mai toți aici. Ok, vreau o armă. Bun. Și o armură și cască e perfect. Ce faci, bro? Crezi că scapi așa ușor de mine? Ne. Fac. Fac, bă, m-a bătut și ăsta. Avea shotgun, bă, de-aia m-a omorât așa de repede. Ok, runda 3. O să sar aici pentru că, na, nu o să mă mai duc acolo pentru că sunt foarte mulți acolo și aparent deja am observat o mașină. O să mă duc fix aici la ea. Oare, da, că e o mașină obișnuită. Mă gândeam că poate, na, dacă tot e mapă nouă, o fi și o mașină nouă. O să las pe ăsta aici să luteze, pentru că dacă mă bag peste el o să mor, pentru că el deja a lutat și a luat niște glanțe și o armă. Eu o să iau pur și simplu mașina și o să mă duc la următoarea casă. Văd că au mai fost niște mașini aici, dar cred că sunt doar așa de peisaj, da. Degeaba. Bă, hai să vedem. Am un fel de sniper până acum. Și da, bă, dacă ați ajuns până aici la videoclipul ăsta, apăsați pe butonul de like, dacă nu, tot așa, apăsați pe el. Și da, la game-ul ăsta, după câte văd eu, se termină cam rapid totul, pentru că sunt doar 20 de playeri. Și e o mapă foarte mică, deci ăștia 20 de playeri trebuie să ne bătem între noi instantaneu. Na, cum ați văzut și voi, la noroc. Dacă ai armă și ceva armură din prima, ești bine. Dar l-au venit la clean-up, fac. Uite-l pe ăsta, are și mamă. Cred că are și o armă. Uite-l pe altul. Deci, vedeți, te duci ban stânga, ban dreapta, vezi pe unul. Noroc cu mașina asta acelea. O să tulesc undeva pe aici cu ea. Și o să vreau să-i pândesc pe ăștia, pe băieți. O să-i pândim. Uite pe unul. Ok, frate, știi că n-ai ce să-mi faci. Are shotgun! I-am dat în cap, bine, mă.
Mama avea armură de level 3, ești prost la cap. Bă, și eu cum mă refac viața? În momentul de față sunt cam rip. Bine că am și o armă, cum să vă zic eu, un fel automată. Lola din euro nu mi-apărau pedalele. A, normal că nu mi-apărau, bă, mă urcasem pe scaunul din dreapta. A, fiți atenți, aparent există zona și pe mapa asta. După ce că e extrem de mică, îți mai pune și zona. Și din câte observ eu, game-ul ăsta e cam prost optimizat pentru că am jucat mai înainte și am și filmat la, cum îi zice, la rank și la, cum îi zice, la normal, pui mei, în squad, unde ar trebui să avem lag, vorbeam toți. Și pe ăsta pur și simplu e un joc așa normal, e solo, nu vorbești cu nimeni. Și văd că din când în când ai un pic de lag. Nu tot timpul, dar cel puțin mie din când în când îmi mai framează. Bă, o să vreau să... Nu, 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 dă unul după mine. Și ăla cu mașina lui a furisită. Uite și pe asta. Tu de unde ai apărut, maică? Maică, vine zona, fuck you, bă! Sunt prea mulți, vedeți și voi. Eu nu știu pe ce loc am ieșit, dar o să vedem acum. Sunt mult prea mulți. Am ieșit pe locul 6. Hai că e destul de ok. Și da, bă. Nu voi a fost Andrei. Sper la plăcut acest episod. Apăsați pe butonul de like pentru că m-a ajutat și dați și voi acolo un share la prietenii voștri. Pa!